știu dacă ați observat, dar eu de când sunt aici în cartier, mă cam țin de șoti. La mine va păca mie, am făcut multe belele. Și asta este dovada. Astăzi o să facem un prank lui Zbâre. Mai exact, o să umplem toată casa cu hârtie igienică, adică așa. Chiar e un prank de bun simț, nu foarte greu de curățat, adică cu o brichetă rezolvăm tot. O să avem mai mulți youtuberi complici, cum ar fi Sebi. Cred că doar Sebi. Atât am putut, am avut buget doar de Sebi. Bun, asta v-am spus, o să merg chiar acum la market, o să cumpăr hârtie igienică și o să-l chemăm pe Sebi. Asta este hârtia pe care cred că o să o folosim. Adică e hârtie igienică cu parfum de mușețel, sper să nu fie nici proastă, trebuie să iau două de astea și nici nu i-am luat coș, că sunt un dobitoc. Asta este recuzita noastră, sunt 16 role de hârtie, băi. Am dat 20 de lei pe rolele astea de hârtie, sper să merite. Vreau să am o reacție de la Zbâr, bă, cea mai bună. Vreau să se supere pe mine, să mă dea afară din cartier, să nu mai vorbească în viața lui cu mine. Și Zbâr în momentul de față este cu Pei și cu Miriana în mall. Așa că singura chestie grea o să fie să intrăm la el în casă. Nu știu cum o să facem asta. Ba da, o să sunăm pe mama lui să ne dea cheia. Prea geniu. Ce faci, băi? Hai să mergem să umplem casa lui Zbâr. Este 7.55 și ghiciți ce? Am făcut rost de cheia de la apartamentul lui Zbâr. Acum doar trebuie să mergem să umplem casa cu hârtie igienică. Nu mai vine Sebi, ne-a dat apă. Aia e, rip Sebi. O să fac toată chestia asta singură, să fie trist. Îmi fac un prieten, fiți atenți. Am nevoie de multe perne. Ok, dacă Sebi nu poate să vină, o să-mi construiesc eu un Sebi. Salut, bărbate, iau și perna asta. O să am nevoie de hanuracul ăsta. Hai să vedem dacă pot să-mi confecționez un Sebi. Ok, pentru cine nu și-a dat seama, trebuie să umplu hainele astea cu perne ca să le fac să pară un om. Și când o să vină Zbâr, o să-i zic: bă, Zbâr, să știi că și Sebi e la baie și e rău și o să-l pun pe ăsta la baie. Așa arată până acum, e un pic fail. Trebuie să mai bag niște haine aici, că-i pică capul. Băgăm perna asta mai bine. Trebuie cumva să le băgăm aici. Parerea? Nu prea, stai. Am nevoie de ceva mai mic. Cred că orele astea o să fie numai bune. Nu știam că e atât de greu să-ți faci un prieten. Gata, și are și mână. Bă, cea mai proastă idee eu le-am. Dacă trebuie să-i facem cea de-a doua mână. Opa, cad astea. Nu! Cred că aș putea să dorm cu ăsta. Dar e un pic horror. Apoi să văd cum îl fac. O să-l fac ca pe puzzle. Ce poartă pantalon pe hanorac? Așa arată tot corpul. Mamă, ce am obosit făcându-l. Capul e un tricou. Normal era o pernă, de-aia a căzut capul aparent. Dar oricum o să fie pus cu spatele, așa că nu o să se vadă fața. Imediat termin prietenul. Mai am nevoie doar de două hanorace să-i fac picioarele. Hai să vedem cum o să iasă. Știi ce sunt eu? Băieți, el este prietenul meu. Am construit un prieten. Asta cred că las așa, sincer. Acum că am terminat asta, hai să mergem să-l ducem la Zbâr. Ducem și hârtie igienică și ne apucăm de treabă. Bro, cine o să mă vadă cu asta o să zică că-s nebun și acolo avem și hârtia. Și-am obosit, hai să punem astea repede înăuntru. Hai și tu, mă. Ștergem urmele, băieți. Pe stala aducem aici. Nici măcar nu știu unde îl punem, băieți. Am luat și preșul de la intrare. Ups. Ok, acum că avem toată recuzita asta, nu știu unde o să-l pun pe moșul meu. Mai bine facem o scenă de crimă. Chiar arată dubios rău de tot. Ori spatele meu pe canapea, ori în baie, ori în dormitor, sau pot să-l pun chiar aici pe scaun. Cât de tare ar fi. Ok, hai să lucrăm ordonat. O să încerc să-l pun pe scaun să văd cum arată. Da. Mamă, cât de mare e! Cu mânuțele aici și cu spatele la noi. Nu, cu mâna pe mouse și pe tastatură. Vai de viață mea cum arată! Ok, și acum hai să vedem ce o să vadă el când o să intre. Imaginați-vă că nu o să știe cine e ăla. Plus că fii atent cât de șmecher se vede acolo chestia aia neagră. Zici că e o mască. Gen, vedeți nasul și mai jos e șmecher rău de tot. Hai, ține bine mâna pe astea. Stai să dau tastatura mai sub mână. Ca și cum s-ar juca pe calculator. Cât de tare! Hai să începem prank-ul adevărat. Hai să-i umplem casa cu hârtie igienică. Îți facem primul pas de hârtie și hai să începem. Ce-am făcut, mă? Ce ceva gămâie aici jos? Bă, îți trebuie prea ușor asta! Întâi o să-i învelim masa asta! Bă, îți trebuie prea ușor hârtia! Dar cum să o învelesc? O învelesc oare așa? Of, de ce sunt singur la prank-ul ăsta? Ah, fii atent! Cât de grei eram! Mă rog, apare nu-i foarte mult. Bă, dar nu m-am gândit să iau scotch, mă. Bă, nu mă duce capul! Cât de ușor era să fac asta din prima? Cum fac să se lipească? Sper să nu vină până termin eu de îmbrăcat masa asta, ești nebun. Mă cam chinui, vrei să te mint? A doua bucată. Aaaa! Ce prost sunt? Nu, s-a dus sub canapea. Opa! A treia bucată. Prea mă chinui, bă, ia stai așa. Ia, Zbâr, bucură-te de hârtia asta așa. Ne-am mai vrut să facem un prank așa. Dar eram mult mai ușor că eram 5. Acum sunt singur. Prindeți! Nu! Asta așa o să o fac, o să o dau dintr-un capăt în alt. Dar o să mai rup din când în când ca să fie mai greu să o adune. Mamă, trei role și deja arată așa? O dau un peretiș din perete ricoșează. N-a mers. Iar n-a mers. E destul de drăguț. Bă, doamne! Jur că nu glumesc. M-a speriat. M-a speriat de manichiul de care l-am făcut. Doamne, am uitat de el. Aproape a murit. Nu. Hai că mai ajung, dar nu știu la ce oră se întoarce. V-am zis ele cu Pain și cu Miriana în mall. Și nu știu la cât se întoarce. Cred că ar trebui să-i scriu lui Pain. Hai să-i dăm mai multe și pe canapea aici.
că aici nu prea e. Dar începe să prindă culoare. Foarte mult aici, trebuie să mă pun mai mult-o pe jos. Iar m-am speriat de manichinul pe care l-am făcut. Lăsăm și butoarele astea pe jos. Să aibă să strângă zbâri. Și de-astea aici ca să se chinuie. Aici asta nu, ca asta îmi trebuie. Și unde nu prea are pe televizor, nu are. Pune și pe televizor, nu problem. Of, cât de tare era dacă era cineva și m-a ajutat. Asta, acolo. Unde e hârtia? Auto aici. Da, cât de tare ar fi să-i construim un hamac. Stați așa, punem întâi pe planță. Facem așa. Nu o să arubă. Nu o să țină mult asta. Ok, mai punem una. Mă, e prea urâtă farsa pe care am făcut-o. Mie mi se pare că e ceva lejer. Ok, și acum hai să vedem cum împodobim ăsta, hamacul. Cât de prost sunt. Ți-am grijă la hârtia asta. Mă, dacă îi spart tablou, mă omoară. Ok, și acum să mă apuc să-l decorez. Bam, bam. Să vă arăt cum arată până acum. Avem toate chestiile astea. Trebuie să mai pun pe calculatoare și în partea acolo nu prea am făcut. Uitați-l pe prietenul nostru. Din păcate fără viață, dar e prietenul nostru. Hai să punem și pe calculator. Mamă, deja am terminat 8 hârtii igienice. Deschidem una nouă. Una o dăm lui, cred. Nu lui zbâr, lui prietenul nostru. Asta. Și acum deschidem alta. Ia zbâr, poftim. Ca să editez mai bine, nu de alta, sau poate vrei vreodată să ți mi-a scăzut hârtia. Sau poate vrea vreodată să-ți sufle nasul. Cine știe? Și să aibă aici. Pune aici pe mi-a căzut iar. Cum ar fi, bă, acum să prind asta viață, să se ridice, să mă bată. Iar mi-a căzut hârtia. Bă, sunt prost, mă. Cred că mai merge niște hârtie. Așa arată primul setup și în caz de vrea să se joace Fortnite diseară cu mine și cu Gami și cu cine le mai jucăm, o să-l facem și pe al doilea, să dea cel mai mare risc să nu vrea să mai joace Fortnite în viața lui. Și așa îi arată casa în momentul de față. Hârtie multă acolo, hârtie multă aici, hârtie multă aici. Vă întrebați cine e ăsta? Ăsta este noul meu prieten artificial, este făcut din perne și haine. Uitați cât de real pare. Imaginați-vă că zbâr nu știe nimic din asta. Și am lăsat un turn de hârtie ca să ne ierte. Te pupă, zbâr. Chiar în momentul de față îl sumă pe inși, vedem când se întorc. Da, mai bine că-mi răspunde. Bine, ok, îl sunăm pe zbâr. E bine că-mi răspund prietenii mei, dacă acum eram într-o problemă și aveam nevoie maximă de ajutor. Și cine să-mi pun baza? A, mă, sună zbâr. Unde ești? Bun, mai stăm ceva, da. Bine. Acum trebuie doar să-l așteptăm pe zbâr să se întoarcă. Și eu probabil o să stau acolo în întuneric sau văd ce o să fac până vine. Mamă, nu văd unde sunt, poate distrug astea. L-am rugat frumos pe zbâr să vină să mă ia de la Gami ca să apuc să-i prind reacția pe cameră. Hai să vedem. Te-ai pus pe daily vlog, urmă. Ce m-ai făcut pe aia? What the fuck? Uai. Ți-am dat de făcut un pic de parcurs, nu? Bă, ai stricat hârtia aia. Mamă, ce e aici? Mua! E căcat pe casa mea. Chiar am făcut asta. Dar ce dracu ți-a venit, mă? Păi, am luat și-o de... Băi, uite-te în spatele tău! What the fuck, băi? Ce-i asta? Băi, el e Sebi, normal Sebi trebuie să vină... Să mă uit la față, mă, băi, nebun! Bă, ăsta-i sad, greu de tot, what the fuck, mă? Alea sainele mele și eu. Vreo 3 perne. Dar de ce te-ai gândit la așa ceva, în primul rând? Mi s-a părut foarte amuzant! Nu mă bă, dar chiar pare asta foarte real. Poftim? Astea sunt hainele tale? Sunt niște perne, da. Pop, i-ai făcut prank-ul, bă. Mirela, dă-i. Prank-ul da, dar când am văzut la... A început puțin, l-a scos capul, ia, ce s-a făcut. Ia, ce crezi pe tine? Fix așa s-a întâmplat, să-mi bag picioarele. Știi că nici unul din noi nu stă ajutat să curețe asta, nu? Adică e hârtie, se curăță ușor. Bă, despre ce o să le ia?